Când suntem mici, privim spre cer și visăm să ajungem pe bordul unui avion. Fără îndoială, nu există niciun băiețel care nu și-a dorit măcar o dată în viață să devină capitan al unei aeronave. În cadrul rubricii de astăzi, Omul și profesia, vă invităm să faceți cunoștințe cu oamenii care își trăiesc viața între cer și pământ, la bordul unor avioane care timp de câteva ore te pot transporta într-un alt colț al lumii. Vă invit să intrăm în lumea captivantă a pilotului Mihail Botnar. Mulțumesc din suflet că ați acceptat provocarea noastră ca să ne povestiți multe lucruri interesante și captivante ce ține de meseria dumneavoastră. Mult drag! Și așa cum deja este o tradiție la Omul și profesia, începutul este cu începutul, așa să-i spunem. Vreau să vă întreb de unde a apărut dragoste față de aeronave, dragoste față de a pilota. Trebuie să vă spun că nu cred că sunt o excepție. O mare parte din toate pasiunile noastre la copii apar în copilărie. Deci la fel ca și toți copiii, când avem foarte mult timp liber, ne place să ne uităm la cer, să vedem toate fenomenele care se trec în cer, norii. Și ne apare curiozitatea asta de a ne afla acolo, de a vedea ce se întâmplă acolo. Deci v-am zis, nu sunt o excepție. Din copilărie am fost pasionat de viață și slavă Domnului că am ajuns aici. Cum un om simplu poate să ajungă să fie un pilot? Care sunt etapele și unde s-ar putea de făcut studii pentru a deveni pilot, fiindcă știu că este mai dificilă această profesie să o cuprinzi? Nu cred că este chiar dificilă, deci nu este necesar de anumite capacități foarte diferite de care le are fiecare. Este un pic diferit, adevărat, adică sunt standardele mai ridicate la sănătate, deci trebuie să trecem vizitele medicale la selecție. În primul rând, trebuie să fie și o persoană foarte perseverentă, adică un copil care să vrea, care să nu cedeze, să aibă foarte bine stabilit punctul sau luminița în care tinde, pe care tinde să ajungă. Și încet, încet, cu un pic de voință, un pic de noroc, toate se realizează. Adică s-au schimbat foarte multe din momentul când am trecut eu prin aceste momente, deci atunci au fost într-un fel, acum este altfel, diferit un pic, nu stă pe loc, viața noastră ca și viața se foarte repede se schimbă. La acel moment a fost o selecție, am trecut prin etapele selecției și după ce am finisat Institutul Militar de Aviație Aurel Vlaicu din Buzău, m-am reîntors înapoi la Chișinău și am început aviația mare. Astăzi sunt la fel, multe opțiuni, chiar dacă aparent este mai greu un pic, se poate rezolva și în zilele noastre foarte ușor. Avem o școală foarte bună aici la Chișinău, este o filială a unei companii românești, Fly Level, care cei care vor să-și atingă scopul, care chiar tind spre meseria asta frumoasă, pot contacta Fly Level-ul și afla mai multe detalii. Ce este greu în meseria dumneavoastră? Greu. Este relativ cuvântul greu în meseria noastră. Greu bănuiesc că este ca și pentru toată lumea. Așteptarea, incertitudinea, unele chestii care aparent ne creează niște probleme, ne gândim cum să le rezolvăm mai ușor și mai eficient. În mare parte sunt unele greutăți atunci când avem întârzieri de curse, când avem pasageri la bord și încercăm ca să treacă prin această problemă cât mai ușor, să nu le rămână impresia negativă
asupra zborului care l-au avut. Adică încercăm foarte mult să-i ajutăm să înțelegem că de multe ori factorii care influențează de confortul lor nu neapărat ține de aviație. Există situații meteorologice, există situații când aeroporturile sunt închise, sunt aglomerate sau ne întârzi un pic de la operarea normală. Zborăm și noi foarte mult ca pasager. Știm cât de incomod este să fii pasager și cât de multe incertitudini sau la unii chiar frică naște situația asta când nu evoluează tot conform scenariului. Trebuie să vă spun că toate superstițiile astea legate de aviație, că ar fi ceva foarte riscant, că ar fi ceva foarte greu, nu au foarte multe temeiuri în realitate. Deci, chiar dacă să luăm turbulențele astea care nasc cel mai mult frică în timpul zborului la pasageri, sunt niște fenomene care au o explicație foarte simplă. Și atunci când noi le putem explica, când noi știm de ce se întâmplă ele, parcă și frica e mai controlabilă așa un pic. Așa, în rest, să vă spun, ca pentru un pilot, cea mai responsabilă fază a zborului, sigur, este aterizarea. Deci, decolarea, într-un fel, este complicată, dar nu este dificilă. Aterizarea îți necesită niște calități, niște capacități pe care trebuie să dai dovadă ca să o faci cât mai în siguranță. Dacă condițiile meteorologice sunt bune, dacă, să zic așa, lungimea pistei, calitatea pistei este ok, atunci n-ar fi nicio problemă. Zburăm și în aeroportul unii, datorită fluxului de pasageri, se cere a zbura acolo. Până oară, cum este Florența în Italia, are o pistă modestă, la care ne cere foarte multe iscusință ca să putem zbura acolo ca peloți. Este și plăcut pentru noi, pentru că atunci când este accesibil, când ai tot disponibil, este doar frumos. În schimb, când apar unele fenomene, nu zic periculoase, mai dificile așa un pic, chiar o ploaie, o furtună la aterizare, niște ceață așa, îți mărește scusința, adică îți verifici capacitățile tale. Un fenomen foarte, să zic așa, inofensiv, cum e ceața, trebuie să știți că în aviație dă bătaie de cap pentru operarea după orar. Datorită acestor aparate moderne care le avem astăzi în dotare, asta este un Airbus 320, trebuie să vă spun că acest avion e capabil să aterizeze cu vizibilitatea 0 la 0, adică nu este obligatoriu ca pilotul să vadă pista sau lumile de apropiere înainte de a ateriza. Deci este un avion cu precizie foarte mare și ne bucurăm că la moment ne putem facilita de această dotare tehnică și aeroportul Chișinău e la fel, este un aeroport foarte dotat. La moment noi aterizăm la Chișinău cu o vizibilitate foarte redusă și la fel putem decola cu vizibilități foarte redusă, datorită că aeroportul este echipat cu echipament modern și ne permite să decolăm la aceste minime. Cum reacționează familia la meseria dumneavoastră? Ce spun atunci când vă petrec în zbor și vă așteaptă cu nerăbdare ca să aterizați cu bine și să reveniți acasă? Sunt foarte încântați de faptul ăsta că tatălor, apropiatelor este parte a aviației, pentru că trebuie să vă spun că aviația este ca o lume aparte. Deci este ca o lume în lume, așa. M-am bucurat foarte mult de acest moment, că și nevastă mea este în domeniul aviației, adică n-ar trebui să-i explic foarte multe detalii de ce întârziem uneori, sau de ce plecăm mai devreme acasă, sau de ce plecăm uneori prin surprindere, neplanificat la muncă, pentru că viața, știți cum, întotdeauna își bagă corecțiilor și ea este foarte îngăduitoare cu mine la acest moment, după faptul că suntem amândoi dintr-o vreaslă. Copilașul la fel, sunt foarte încântați, mă bucur foarte mult că ei încearcă să pășească pe urmele mele, chiar dacă eu sunt prima generație în aviație, mă bucur foarte mult că ei încearcă și speră să mă urmărească pe mine în aviație și îmi place foarte mult că am și eu ocazia cui să transmit această dragoste de aviație și de cer copiilor mei.
Deci pe lângă faptul că vor merge să facă o școală, au profesorul lor acasă care le poate da și anumite sfaturi și... Da, da, să știți că e foarte plăcută chestia asta când ceea ce vorbești nu vorbește în vagă. Adică nu încerci să-l cointeresezi pe un copil, să-ți spui, uitați ce meserie frumoasă este viața. Deci ei sunt captivați de chestia asta, orice detaliu care ei îl aud, îl ved, uneori la televizor, deci arată unele chestii care sunt la locuri departe de realitate, mă refer de filmele moderne. E bine să mă întreabă, da, e adevărat că se poate întâmpla așa? Părere de rău, de multe ori acest moment nu corespund realității, dar este foarte bine și pentru ei și pentru prietenii lor, bănuiesc că au o sursă de informații care le poate ajusta realitatea din televiziune, cum, din televizor, cum arată în realitate viața. La același timp, mă bucur foarte mult când avem ocazia să călătorim împreună și copiii la fel au ocazia să zboare, să vadă avioanele, să se simtă și ei mai aproape. Știind că într-o bună zi când am stat pe tati acasă, tati într-un avion de ăsta așa frumos și bine dotat. Cum vă simțiți dumneavoastră ca pasager atunci când zburați? Cel puțin pentru mine este o trăire diferită. Deci este una când ești la muncă, când îți faci datoria, când ești angrenat în evenimentele astea, e altceva când ești pasager. Pentru mine sunt trăiri diferite. Când zbori, când ești la manșă, timpul trece foarte repede. Îți faci foarte repede munca și nici nu observi când treci timpul. Când zbori ca pasager, adevărat este cât mai plictisitor un pic, așa timpul trece mai greu. Trebuie să te preocupi singur ca să treacă timpul mai repede. În schimb, când ești cu familia, chiar savorez momentele astea așa frumoase și chiar să știți că este foarte frumos să vezi de sus cum arată norii, cum arată pământul. Bănesc că multă lume are ocazia asta să vadă, dar faptul că noi avem câteva televizoare care se vede mai frumos în față aici, ne facilitează chestia asta. Sunt anumite proceduri înainte de a trece la zbor? Mă refer la echipaj. Da, deci după procedurile noastre, pentru noi zborul începe cu o oră înainte decât pentru pasageri. Deci noi venim cu o oră înainte de ora decolării, avem o sală de briefing unde ne întâlnim toți membrii echipajului. Toată lumea știe cursa care urmează să o facem, toată lumea e pregătită pentru această cursă, doar șlefuim ultimele detalii referitor la cursă, verificăm cum este vremea la destinație, starea tehnică a avioanelor, stabilim unele detalii între noi, cum vom lucra mai departe în echipaj și după un sfert de oră, după ce facem briefing-ul ăsta, continuăm cu următoarele proceduri care urmează înainte de zbor, verificările la securitate și cu cel puțin o jumătate de oră înainte de decolare suntem la avion și începem pregătirea pentru zbor la bordul avionului deja. Acum cu toții ne aflăm într-o situație un pic mai dificilă. Vreau să întreb dacă pandemia de COVID a afectat cumva și viața piloților. Cu siguranță a fost afectată și viața piloților și industria aeronautică și aviatică în general. La fel, aviația este o parte a industriei globale, a economiei globale și suntem și noi afectați, deci nu mai avem zboruri într-atât număr cât aveam anterior. Nu mai avem nici destinațiile la care am fost obișnuiți ani de zile să zburăm la ele și ni se par ca ceva foarte aproape și dragi. N-am știut că o să ajungem în momentele când o să ne fie atât de dor de zbor, ca de obicei se zbura foarte mult, mai ales în perioada asta de aproape de sărbători. Eram foarte solicitați cu orele de zbor. La moment, sperăm că o să vină și timpurile mai bune. O să mergem mai departe cu tot ce am învățat de la această situație legată de pandemie și de COVID. Și o să savurăm încă mai mult toate aceste momente în aviație și în viața noastră cu mai mult drag. Și spre final, aș vrea să vă întreb ce sfat ați veni către cei care vor să prindă această meserie? Un sfat foarte simplu, să fii foarte sigur pe ei ceea ce vor să fac. Asta îi ajută foarte mult. Deci asta te ajută să treci peste mai toate greutățile care le-ai de făcut. Un alt sfat ar fi să aibă grijă de sănătatea lor. Este foarte important în meseria unui pilot starea sănătății. Cam astea, ar mai fi și alte detalii mai mici așa, dar acelea cum ar veni se pot rezolva mai ușor dacă astea două se respectă și ai grijă de ele în continuare.
Domnul Mihai, eu vă mulțumesc mult pentru faptul că ați găsit un pic de timp pentru noi și compania Air Moldova, că ne-au acceptat să venim în sfârșit și să avem posibilitatea să arătăm și ascultătorilor, vizitatorilor portalului nostru Noi Media cum arată viața unui pilot din interiorul și unei aeronave și cu multe detalii interesante din viața dumneavoastră. Multe succese în viitor vă doresc și cât mai mult timp frumos aveți parte, să nu aveți parte de furtuni sau de ceață. Timp favorabil. Vă mulțumesc frumos și eu. Mă bucur foarte mult pe această cale. Am ocazia să mă împărtăș cu momentul ăsta frumoasă din viața unui pilot. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Vă așteptăm la bord întotdeauna. Trebuie să știți că suntem întotdeauna bucuroși să vă vedem la bordul avionilor noastre de companie Air Moldova. Mulțumim!